Chelsea este o echipă cu o istorie foarte frumoasă, având staruri precum Eden Hazard în prime-ul său, Didier Drogba și mulți alții. Însă, în ultimii ani, Chelsea trece printr-o perioadă foarte, foarte grea, ajungând ca anul trecut să termine sezonul pe locul 12, iar în acest sezon este momentan pe locul 11. Însă, în acest videoclip, o să preluăm noi Chelsea pentru a o duce înapoi la gloria sa. E bine, după cum vedeți, Unreal Byte a sosit aici în Londra, la Chelsea. Însă, înainte de a începe, trebuie să setăm obiectivele pentru aceste 10 sezoane pe care le vom petrece la Chelsea. Iar obiectivele sunt în felul următor. Chelsea trebuie să câștige 5 Champions League-uri, trebuie să reușească să câștige titlul în Anglia de 5 ori, trebuie să câștige Super Cup-ul de 3 ori. De asemenea, Chelsea trebuie să aibă un jucător în echipă de 99 overall, iar unul sau mai mulți jucători din echipa lui Chelsea trebuie să aibă adunate cu toți jucătorii 4 baloane de aur. E bine, și ultimul obiectiv este ca Chelsea să aibă în total de 20 de trofee în arsenalul său. E bine, cam acestea sunt obiectivele, eu zic că sunt destul de bune și eu zic că o să le reușim aproape toate. Însă, înainte să începe, v-aș juca frumos să apăsați acolo butonul de să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. E bine, reconstrucția cu Chelsea o să fie destul de grea, însă noi o să facem mai grea, pentru că o să implementez o chestie interesantă, adică până când nu suntem în Champions League, nu avem voie să transferăm jucători sub 30 de ani. Iar, după cum știți, două transferuri pe sezon. E bine, echipa arată ciudat, însă au foarte mulți jucători tineri. Adică eu nu înțeleg cum nu reușesc acești jucători să facă ceva. Au luat pe Mudrik, Matuidi, foarte mulți jucători, Palmer venit de la City, Gallagher, Enzo Fernandez. E bine, formația asta mi se pare cea mai bună pentru ei. E bine, echipa arată destul de bine, însă eu văd niște schimbări destul de bune pentru echipa noastră, dar nu în teren, ci pe banca de rezervă. Avem nevoie de un mijlocaș de rezervă destul de bun aici. E bine, până la urmă răzgândit, nu o să fie pe banca de rezervă, o să fie în teren, însă doar pentru un singur sezon, pentru că Modric are 37 de ani și e foarte bine că avem voie doar peste 30 de ani și Modric mi se pare un jucător foarte bun. Overall 87, el joacă în continuare foarte bine, însă o să scadă foarte mult după acest sezon, așa că hai totuși să-l transferăm. E bine, și doar pentru 20 de milioane de euro, Modric vine la Chelsea. Bine, Modric este foarte bătrân, însă o să ne ajute aici foarte, foarte bine banca de rezerve și Lavia o să vină pe bancă, chiar dacă este un jucător destul de bun cu, cred că 19 ani, da, 19 ani. E bine, cam așa arată echipa, așa o să arate în primul sezon, așa că haideți să dăm simulare, să vedem ce reușește Chelsea să facă. E bine, antrenorul de simulat primul sezon, haideți să vedem cum se prezintă echipa noastră și arată destul de bine, au crescut foarte mulți jucătorii. E bine, să haideți să vedem cine a fost top marcator la noi și a fost ok în Kunku cu Sterling pe locul 2, Madueke și l-a înscris foarte multe goluri și la asist se pare că în Kunku, Modric au fost 3 aici la asisturi. Mai departe, haideți să vedem ce am reușit cu Chelsea. Suntem top 10, ok, top 6, bun, top 5 Arsenal, ok, top 4 Manchester United, ok, am intrat în Champions League, let's go. Top 3 Manchester City, ok, ok, ok. Locul 1 sau locul 2, cine a mai rămas? Liverpool, a mai rămas Liverpool, let's go. 3, 2, 1 și Liverpool 2, câștigăm din primul sezon Liga, lol. Mai departe, Emirates FA Cup, hai să vedem. Câștigăm, mă, și Emirates FA Cup cu 2-1 versus Manchester United. Carabao Cup câștigăm? Na, Liverpool aici câștigă. E bine, noi din păcate nu am participat la alte competiții decât la câteva, așa că cam astea sunt trofeele, dar eu zic că ne-a descurcat foarte bine pentru primul sezon. E bine, am intrat în sezonul 2, echipa în continuare arată bine, însă Modric nu mai poate. Vedem că sunt mulți jucători plecați la națională. Ok, adevărată nebunie ce se întâmplă aici la Chelsea. Uitați-vă și câți jucători avem pe bancă. Bun gen, uitați-vă și voi. Parcă nu avem nevoie de niciun transfer, uitați-vă și voi câți jucători avem. Așa că haideți să simulăm și acest sezon să vedem ce reușește Chelsea să facă. E bine, se pare că Nkunku este nominalizat acolo. Sunt curios dacă poate să-l câștige balon de aur. E bine, și câștigătorul balonului de aur este Kane. Ok, Harry Kane. E bine, antrenat de simulat sezon numărul 2, haideți să vedem cum arată echipa noastră. Și Sterling are 86, Nkunku 90. E bine, haideți să vedem cine a fost top golcheter la noi și este Sterling cu 22 de goluri, cam puține goluri. Nkunku cu 20 și la assisturi este tot Sterling. Hai să vedem premiile ce a făcut. Ok, locul 5, da, diferență mare față de sezonul anterior. Sezonul anterior, dacă am reușit să câștigăm sezonul ăsta, suntem tot mai pe 5. Efectul, uite, și însă am reușit. Nu reușim, ne bate aici Liverpool. Emirates FA Cup, reușim? Nu reușim. Carabao Cup, haide mă. Na, nu pot să cred. E bine, de data aceasta am fost în Champions League și vedem că grupa a fost foarte strânsă. Primele 3 echipe având 9 puncte toate. Însă în Round of 16 se pare că ne scoate Bayern foarte, foarte devreme cu 4-3 la general. E bine, suntem în sezonul 3, însă acest sezon este destul de problematic pentru că mulți jucători precum Disasi, Badiasi, Caicedo, Palmer, Lukaku vor
să plece pentru că nu le place la echipa noastră și chiar nu pot să le schimb părerea pentru că, na, sezonul trecut am terminat pe locul 5 totuși. E bine însă, noi o să ținem cu forța până când le expiră contractul. Poate cine știe, să rezgândesc până la urmă. Însă acest sezon o să fie destul de complicat pentru că avem nevoie de Champions League, la trebuie să intrăm în Champions League, așa că trebuie să fim top 4. Însă pentru că cei doi fundași, Disasi și Badiesi, vor pleca, eu zic mai bine transferăm un fundaș bun cât de cât acolo, mai bun decât ei. Însă data asta nu suntem în Champions League, deci va trebui să transferăm un jucător de 30 plus ani. E bine, și ce mai buni fundași pe care am putut să găsesc sunt Marquinhos cu Van Dijk, însă Van Dijk are 33 de ani, așa că nu o să transferăm. O să transferăm pe Marquinhos cu overall de 88. Ei bine, și la echipa noastră vine Marquinhos, care am reușit să-l transferăm pe 67 de milioane de euro. Ei bine, cam așa arată echipa noastră și așa o să păstrăm pentru acest sezon, sezonul cu numărul 3, așa că hai să vedem ce reușește să facă. Ei bine, antrenarea de simulat, hai să vedem cum arată echipa și, ok, toți sunt la națională. Însă Sterling are la 88, Nkunku la 91, Matuidi la 87, bine acolo. Însă hai să vedem ce a fost top marcator la noi în echipă. A fost Sterling cu 24 de goluri, pe amunt asisturi a fost Nkunku și el cu 23 de goluri și cu 16 asisturi, foarte bine pentru el. Hai să vedem că reușim, no, locul 2, Spurs pe locul 1, mă, cu un singur punct, bă. Ce n-a avut aici Spurs cu un singur punct diferență. Emirates SF Cup, haide, na, nu reușim. Carabao Cup reușim, reușim să câștigăm cu 3-2 pe sus Bournemouth. Dar asta am fost în Europa League, hai să vedem ce am reușit să facem, unde suntem. Suntem în grupa H, se pare că am ieșit pe primul loc. În round of 6 se pare că am bătut pe Olympic Marseille cu 3-2. În quarterfinal se am bătut pe cei de Leipzig cu 4-2 la general. În semifinale dăm de Napoli pe care o înfrângem cu 3-1 la general. Și final o vom juca versus Benfica, care au reușit acolo să câștige la penaltiuri cu 4-3. Hai să vedem dacă am reușit să câștigăm Europa League-ul și reușim să câștigăm 2-1, o bate pe Benfica în finală. Nu câștigăm Champions League-ul, însă măcar Europa League. Bine, suntem în sezonul cu numărul 4, echipa în continuare arată foarte, foarte bine. În sezonul acesta suntem înapoi în Champions League, asta înseamnă că putem să transferăm un jucător foarte, foarte bun și eu mă gândesc să transferăm un left back pentru că Gusto, da, nu prea. E bine, și cam cea bună left back este Alphonso Davies, pe care îl vom transfera de la Barcelona. E bine, și vine Davies la echipă pe suma de 125 de milioane. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 4, să vedem ce reușește să facă Chelsea în acest sezon. E bine, a trebuit de simulat sezonul acesta, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. 93 în Kunku, 90 Madueke, Sterling are 89, foarte, foarte bine acolo pentru el. Haideți să vedem ce a fost top goal getter la noi și este Sterling, ok, cu 35 de goluri. Madueke cu 25, în Kunku cu 21 și la top assist este Sterling cu 15. E bine, hai să vedem că a reușit, nu reușim, pe locul 2 câștigă City data asta, ok. Efectul multe și îl vedem, nu reușim și aici. Emirates FA Cup reușim, da, mă, reușim, ok, bun, într-o fel măcar. Carabao Cup, haide, se poate, nu pierdem o finală, bă, versus City. În Super Cup reușim, reușim să câștigăm Super Cup cu 3-2, mă, let's go. Data asta a fost în Champions League, haideți să vedem, am trecut mai departe cu 12 puncte. În Round of 16 se pare că ne scoate Barcelona cu 4-2. E bine, suntem în sezonul cu numărul 5, unde vedem că echipa arată în continuare foarte, foarte bine. Fofana arată foarte bine acolo, însă cred că o să-l schimb. În acest sezon suntem în Champions League, însă Fofana nu prea mai crește, așa că eu mă gândesc să schimbăm acest fundaș cu unul mult, mult mai bun. Ei bine, avem aici cel mai bun fundaș din joc, însă eu îl voi alege pe acesta, pentru că, da, mi se pare foarte, foarte bun. 87 fără 21 de ani, zic că e tipa special la el, așa că o să încercăm să-l cumpărăm. Însă, cred că o să vrea să-l schimb și Marquinhos, așa că o să încercăm să-l cumpărăm și pe Araujo, spunea că avem bani. Ei bine, și vine un nou jucător la noi echipă, un jucător care este foarte, foarte bun fundaș, foarte bun, 21 de ani pe suma de 100 de milioane. E bine, și reușit să transferim și pe Ronald Araujo, 100 de milioane plus Marquinhos. Bine, și acum a fundat și arată mult, mult mai bine, ba chiar acum avem și rezerve foarte bune. E bine, echipa arată foarte bine, așa că haide să simulăm și acest sezon să vedem ce reușește Chelsea să facă. E bine, haide să vedem cine este câștigătorul Balonul de Aur. Este Mbappe, bă, nu reușește niciodată să câștigăm. E bine, am terminat de simulat, haide să vedem cum arată Chelsea și, ok, majoritatea a plecat, dar, ok, vedem că Sterling a scăzut, are 33 de ani, Nkunku are 93 overall, destul de bine. Însă, haide să vedem cine a fost top scorer la noi în echipă și, ok, Sterling cu 30 de goluri, foarte, foarte bine. Madueke și el acolo cu 23 de goluri și la asisturi este Nkunku. Efectul meu și, no, pierdem versus City, bă, Emirates FA Cup reușim, da, reușim, ok, bun, acest trofeu avem, Carabao Cup, haide.
Nu se poate, bă, unde ne-a scos, mă? Tot Manchester United. E bine, în Champions League e mai rău. Pe locul 3, mă, ne-a zis direct în Europa League. Și e bine, se pare că în Round of 16 trece peste Torino cu 4-0. În quarter finals trecem peste Salzburg cu 3-2. În semifinale îi batem pe Liverpool cu 6-2 de scou. Și în finală vom juca versus Roma, care am pierdut-o. E bine, suntem în sezon cu numărul 6 și în acest sezon ne trebuie un left winger pentru că a început să scadă Sterling. Însă știm foarte bine că nu suntem în Champions League, asta înseamnă că trebuie să transferăm jucători de peste 30 de ani. E bine, din păcate nu găsesc niciun jucător mai bun decât Sterling pe poziția de left winger, așa că o să rămâne cu Sterling în acest sezon și obiectivul nostru este să ajungem în Champions League ca să puteți transfera un left winger. Însă cred că un mijlocaș în locul lui Gallagher putem să transferăm pentru că este destul de bătrân și nu o să mai crească. E bine, am aici 3 jucaș foarte bun de 30 plus ani. Însă cea bun este clar Frenkie de Jong, care îi expiră și contractul totodată, așa că haide să luăm pe Frenkie de Jong. Ei bine, și vine aici de Jong, care o să joace foarte, foarte bine, zic eu. Acum echipa arată mult mai bine, însă trebuie să schimb left winger-ul clar neapărat, pentru că, da, 33 de ani. Ei bine, haide să simulăm și sezonul cu numărul 6, vedem ce reușește Chelsea să facă. Ei bine, haideți să vedem cine a câștigat Balonul de Aur și este Vinicius de data asta. Bă, nu reușim, bă, nu reușim cu niciun jucător. Ei bine, antrenorul simulat, haide să vedem cum arată Chelsea și da, Sterling a scăzut, însă a crescut în Kunku, Madueke și el, însă hai să vedem ce a făcut echipa pentru că asta ne interesează și vedem că în Kunku are 37 de goluri, Sterling 32 de goluri, chiar dacă a început să scadă totuși și a marcat destul de multe goluri, Madueke și el și la asisturi este în Kunku. Hai să vedem aici dacă reușim de data asta Premier League să-l câștigăm cu 84 de puncte, let's go, FA Community Shield, reușim și FA Community Shield, Emirates FA Cup, nu reușim aici, suntem scoși de Leeds, ok. Carabao Cup reușim, na, suntem scoși de Fulham, ok. Data asta a fost în Europa League, însă haideți să vedem ce a făcut, am ieșit din grupă pe locul 16. Mai departe am jucat versus Club Brugge, care am bătut cu 6-3 la general. În quarter finals am jucat contra cei de la Leverkusen și am bătut cu 5-2 la general. În semifinale am bătut pe cei la Barcelona cu 5-3 la general. Iar final am jucat versus Inter, care am reușit să câștigăm cu 3-0, mă, let's go. E bine, suntem în sezon cu numărul 7 și arată destul de bine echipa. Însă acest sezon, după cum am spus, ne trebuie un nou left winger. E bine, și suntem în Champions League, așa că putem să transferăm un left winger. E bine, avem aici cea mai bun left winger în momentul de față, însă clar Vini este cea mai bun, însă întrebarea este, vrem să mai transferăm pentru Chelsea? El de obicei este mereu transferat la noi, însă zic să mai schimb, hai să nu transferăm pe Vini, hai să transferăm pe Kvaratskhelia. E bine, și un nou star vine la Chelsea, Kvaratskhelia, pe 134 milioane plus Sterling. E bine, acum echipa arată mult, mult mai bine, însă o să vedem cum se descurcă. Atacul foarte bun, așa că haide să simulăm acest sezon să vedem ce reușește Chelsea să facă. E bine, haideți să vedem că suntem nominalizați data asta și se pare că este în Kunku și nu știu cine este jucător, dar cred că este Madueke, ok. Mbappe și Vini. E bine, haideți să vedem că am câștigat și reușește în Kunku până la urmă să câștige un balon de aur. Bine, mă, let's go. E bine, Andrei ales simulat, haideți să vedem cum arată Chelsea și arată destul de bine Kvaratskhelia acolo, a crescut că Nkunku are în continuare 93 overall. Însă haideți să vedem cine a fost cea mai bun jucător, Nkunku cu 37 de goluri, a rupt sezonul ăsta, se pare că a scăzut, avea 94, ok. Iar la asisturi se pare că este Madueke, care a scris și el 20 de goluri. E bine, haideți să vedem, reușim din nou să câștigăm Premier League pe locul 1, 87 de puncte, diferență de un singur punct dintre noi și Manchester City. FA Community Shield, reușim să-i batem pe cei la Arsenal și să câștigăm aici. Emirates FA Cup, nu câștigă aici Brentford. Carabao Cup, haideți să vedem, reușim să câștigăm aici cu 2-1, foarte, foarte bine. UEFA Super Cup, haideți să vedem, no, câștigă PSG-ul, bă, ne bate PSG-ul. Haideți să vedem totuși ce am făcut în Champions League, se pare că am ieșit din grupă pe locul 2, Sevilla având o 12 puncte și noi 8. În Round of 16 se pare că am dat de PSG, de data asta îi bătem cu 3-0 la general. În quarter finals dăm de Inter, pe care îi batem cu 3-2 la general. În semifinal dăm de Titanul din La Liga și îl batem cu 3-2. Iar în final se pare că vom juca versus City. Haideți să vedem că am câștigat și reușim cu 2-1 să câștigăm UEFA Champions League, mă, let's go. E bine, suntem în sezon cu numărul 8 și echipa arată în continuare foarte, foarte bine. Însă nu înțeleg de ce în Kunku a început să scadă, totuși are 32 de ani, cred că ne mai duce un sezon. Însă trebuie să schimbăm, așa că haideți să transferăm un nou striker și pe el poate cine și-l facem cam. E bine, și ce striker am putea să transferăm în afară de Mbappe? Bine, ar fi și Haaland, dar o
să transferăm data asta pe Mbappe, care o să ne coste foarte mult, dar sunt sigur că avem banii necesari. E bine, și Mbappe vine pe suma de 200 de milioane de euro. Wow, câți bani! E bine, Frankie de Jong are 33 de ani, așa că nu cred că o să mai joace așa de bine. Așa că o să punem aici pe Nkunku în locul lui, chiar dacă nu o să joace bine, o să punem noi KM. Ok, se poate. Și în strike, la striker o să punem aici pe Kylian Mbappe. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu Morop, să vedem ce reușește aici Chelsea să facă. E bine, haideți să vedem dacă suntem nominalizați și ok, sunt 3 jucători de la noi, Nkunku, Kvaratskhelia și Madueke. Haideți să vedem cine a câștigat balonul de aur și este Nkunku! Let's go, al doilea balon de aur al său. E bine, am trebuit de simulat, haideți să vedem cum arată echipa. Și echipa arată chiar destul de bine, însă Mbappé a scăzut pe bune. A scăzut un overall, din păcate, însă atacul se arată foarte, foarte bine. Însă haideți să vedem cine a scris cea multe goluri. Este Kylian Mbappé, mă, let's go. Chiar top la asisturi este Kvaratskhelia. E bine, haideți să vedem, reușim mă, din nou, mă. Reușim să câștigăm aici Premier League cu 88 de puncte, let's go. FK Mute și reușim să câștigăm cu 4-3 la penalti. Wow, ce intens. Emirates FK reușim, nu? Reușim aici, câștigă Aston Villa. Carabao Cup reușim să câștigăm Carabao Cup. O batem pe City în finală, let's go. UEFA Super Cup reușim și UEFA Super Cup, let's go, încă un trofeu. E bine, haideți să vedem ce a făcut și în Champions League. Avem 13 puncte, am ieșit din grupe. Mai departe am dat de Benfica, pe care am bătut cu 4-2 la general. În quarterfinal dăm de Liverpool, dar îi înfrângem cu 3-2 la general. În semifinale dăm de Bayern, pe care îi spargem foarte, foarte brutal cu 5-1, let's go. Iar în finală se pare că vom juca versus Milan. Haideți să vedem totuși cine a câștigat finala și reușim să câștigăm cu 2-1 în finală, mă, let's go, îi spargem pe Milan, oarecum. E bine, suntem în sezon cu numărul 9 și vedem că echipa arată foarte, foarte, foarte bine. Nu știu ce schimbare să mai facem, însă totuși, da, pentru că suntem până la ultimele sezoane, eu zic să ne blindăm foarte, foarte mult, adică până și acest jucător de 90 să-i schimbăm. Și prima oară mă gândesc să schimbăm pe Caicedo, este un jucător foarte bun, însă vreau să văd dacă găsim un jucător mai bun decât el, dacă nu, poate cine știe, portarul schimbă. Bine, cam acestea sunt cea bune mijlocași din joc și sincer Musiala. Da, Musiala este altceva, așa că o să transferăm pe Musiala. Bine, și Musiala vine la Chelsea pentru 150 de milioane de euro plus De Jong. E bine, și cam așa vă arată echipa pentru acest sezon. Eu zic că este o echipă foarte, foarte, foarte bună. E bine, haideți să vedem dacă sunt nominalizați și sunt 3 jucători de ai noștri nominalizați, Mbappe, Kvaratskhelia și Madueke, dar este și vine acolo în dreapta. E bine, haideți să vedem ce a câștigat balonul de aur și este Kylian Mbappe de la noi, mă, let's go. E bine, am trebuit de simulat și sezonul cu numărul 9. Haideți să vedem cum arată echipa. Echipa arată foarte, foarte bine, însă Mbappe cu Nkunku au scăzut un oră la amândoi. Musiala a crescut și Madueke la 95. Wow. Haideți să vedem cine a scris cea multe goluri la noi în echipă și este Kylian Mbappe cu 51 de goluri, let's go. După aia Kvaratskhelia cu 29. E bine, haideți să vedem că am câștigat, reușim aici să câștigăm cu 88 de puncte, let's go. În FA Cup Mute și reușim să câștigăm cu 3-1 versus Aston Villa. Mai departe, în Emirates FA Cup, se pare că aici Nottingham Forest câștigă. În Carabao Cup, haideți să vedem, nu suntem, este Sheffield United. În UEFA Super Cup, haideți să vedem, reușim aici să-i batem pe Mönchengladbach cu 2-1, let's go. Haideți să vedem în Champions League ce am făcut, 13 puncte, let's go, ieșim din grupă. În Round of 16, se pare că îi frânge pe celălalt Monaco cu 5-1, let's go. În quarterfinal se pare că trece peste Inter cu 5-4, foarte la limită acolo. În semifinal dăm de PSG, pe care îi spargem cu 5-2. Și finala au vă jucat versus Arsenal, care am câștigat cu 4-0, mă, let's go. E bine, am intrat și în sezonul cu numărul 10, unde vedem că Chelsea arată în continuare foarte, foarte bine. Avem aici pe Kvaratskhelia, care are 94 overall. Îl avem aici pe Madueke de 95 overall, însă din păcate n-avem un portar, așa că o să transferăm în acest sezon un portar de rezervă. E bine, am transferat un portar care o să vină aici pe poziția de rezervă pentru Sanchez. E bine, echipa asta arată foarte, foarte bine, așa că o să dăm simulare la sezon cu numărul 10 și o să vedem ce reușește Chelsea să facă. E bine, haideți să vedem cine este câștigătorul balonului de aur și este ok, este Madueke? Este Madueke, mă, let's go, Madueke câștigă primul lui balon de aur. E bine, am trebuit de simulat și sezon cu numărul 10, haideți să vedem cum arată echipa. Echipa arată în continuare destul de bine, însă vedem că au scăzut câțiva jucători. Araujo vedem că a scăzut minus 3 overall, însă haideți să vedem cine a fost om marcator la noi în echipă și a fost Madueke cu 29 de goluri, let's go. Iar la asistul a fost Enzo Fernandez împreună cu Madueke. De fapt, că data asta reușim și data asta să câștigăm Premier League cu Chelsea cu 84 de puncte, let's go. FA Cup Mute Shield reușim să câștigăm și FA Cup Mute Shield. Emirates FA Cup nu reușim, nu suntem în finală. Carabao Cup
Cup reușim, nu, nu suntem în finală, Arsenal câștigă aici versus Liverpool. UEFA Super Cup reușim, reușim să-i batem pe Milan cu 1-0, let's go. Haideți totuși să vedem ce a făcut în Champions League. Se pare că am ieșit pe locul 1 din grupă cu niciun lose, let's go. Însă în Round of 16 ne scoate Borussia Dortmund cu 5-4. Bă, ce de vreme. E bine, cam astea au fost 10 sezoane, am reușit foarte, foarte multe chestii. Eu zic că a fost o simulare foarte, foarte bună, o reconstrucție a lui Chelsea foarte bună. Într-adevăr, la început a fost mai greu pentru că na, el Chelsea, însă am reușit să o ducem la gloria sa de odinioară. Obiectivele, eu zic că le-am completat aproape pe toate, sau dacă nu, am fost la limită. Bana de aur sunt sigur că undeva pe acolo suntem. Premier League-ul singur am reușit să-l facem. 20 de trofee, eu cred că am reușit să strângem 20 de trofee. Champions League-uri nu am reușit, însă am fost destul de aproape. Super Cup, cred că am reușit până la urmă, însă ce n-am reușit este că nu avem niciun jucător de 99 în echipă, din păcate. Însă cam aici să încheie și videoclipul acesta. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postez nou. Eu am fost Unreal Byte, vă bat, pa, pa!